Hei, sunt Loredana și sunteți pe Ascult și Citesc. Facem acest vlog pentru că am făcut un an de BookTube și am vrut să am așa un vlog aniversar, dar și să vorbesc cu voi așa ca între prieteni, pentru că asta am încercat eu timp de un an, să îmi fac o gașcă de prieteni și să vă vorbesc vouă ca și cum le-aș povesti prietenilor mei despre cărțile pe care le citesc. Și în caz că vreți să mă cunoașteți mai bine, acesta este vlogul în care încerc să fiu cât mai sinceră, să aflați și voi cine e Loredana. Nici eu nu știu, dar o să încerc să vă răspund la această întrebare. Înainte să încep să răspund la întrebările pe care voi mi le-ați adresat, v-am spus că am o mică surpriză pentru voi în această săptămână, aniversară, să zic așa. Este vorba despre un giveaway, pentru că mi se pare normal să vă dăruiesc cărți, pentru că ați fost alături de mine și m-a susținut și este un mod prin care eu vreau să vă mulțumesc că ați făcut lucrul acesta și că mi-ați devenit prieteni și m-ați suportat un an de zile. Este vorba despre toate aceste cărți de aici. O să le dau unei singure persoane, însă trebuie să vă spun că acest giveaway va avea loc pe Instagram, pentru că acolo mi-e mai ușor să îl desfășor și să aleg participanții. Așa că dacă vreți să vă înscrieți la giveaway și să primiți aceste cărți, vă aștept pe Instagram, găsiți linkul în descrierea acestui video. Știu că o să fie un vlog lung și o să vă pierdeți răbdarea, probabil, dar am foarte multe întrebări la care mi se pare frumos să răspund. Haideți să începem! Sunt Loredana Dascălu, am 29 de ani și sunt actriță la Teatrul Național Târgu Mureș. Vârsta mea și meseria au fost cele mai întâlnite întrebări. Am primit de-a lungul anului foarte des această întrebare. Chiar cineva m-a întrebat, tu ai un job? Pentru că citești prea mult. Da, am un job, am mai spus, sunt actriță. O să fie un pic haos, pentru că am primit întrebări și pe Instagram, și pe YouTube, și pe Facebook, peste tot. Sper să nu uit vreo întrebare. Nu știu de unde să încep, dar primele întrebări pe care le văd, la alea răspund. Desertul preferat, mă întreabă cineva. Nu am un desert preferat și nu prea îmi plac dulciurile neapărat. Prefer sărat în loc de dulce. Dar mai mănânc, evident, și dulciuri. Nu prea îmi place ciocolata, îmi place, în schimb, vanilia. Câți ani are Jez? Jez are 2 ani jumătate. În septembrie face 3. Să vedem. Orașul preferat din România. Nu cred că am un oraș preferat, dar îmi place așa ca vibe Sibiu, Brașov și Târgu Mureș, pentru că locuiesc în Târgu Mureș. Uite că am mai răspuns la o întrebare. Sunt din Târgu Jiu, dar locuiesc în Târgu Mureș. M-am mutat dintr-un târg în alt târg. De unde îți cumperi cel mai des haine? Cel mai des îmi cumpăr din outlet-uri. Eram fan, la un moment dat, second-uri, dar n-am mai fost de foarte mult timp, de 2-3 ani, dar mai intru din când în când și când îmi place ceva, cumpăr, pentru că acolo găsesc lucruri mai unicat și îmi plac lucrurile mai ciudate. În fine, nu mi-am mai cumpărat haine de când a început pandemia, adică mi-am mai luat maxim o bluză, două, în rest am dat banii pe cărți. Nici nu aveam de ce să mai cumpăr haine, pentru că nu prea le folosesc, am stat mai mult acasă. Ha! Ce întrebare bună! Ce vei face dacă peste 50 de ani nepoții vor vrea să-ți arunce întreaga bibliotecă? Nu cred că o să aibă cum. Nu, nici o șansă. În primul rând sper să fie educați încât să le placă cărțile, de ce să-mi arunce biblioteca. Dar probabil că n-ar mai avea acces la bibliotecă dacă ar avea de gând așa ceva. În timpul facultății reușeai să citești la fel de mult și să faci față cu brio cerințelor școlare? Nu. Eu am început să citesc, de fapt, cândva în facultate, să citesc de plăcere, pentru că citeam pentru că trebuia. Și am citit câteva cărți care m-au făcut să îmi doresc să citesc cât mai mult. Prima carte pe care am iubit-o este Notre Dame de Paris. Cred că ea este cea care m-a făcut să citesc atât de mult, pentru că îmi doream să mai găsesc povești care să mă transpună efectiv în timpul respectiv, în povestea respectivă. Dar nu, am fost și un elev și un student destul de leneș, aș spune eu. Pur și simplu se întâmpla să rețin destul de rapid, fără să fac eu efort prea mare, și așa am reușit să mă descurc destul de bine și în liceu și în facultate. Bine, eram leneșă pentru că eu eram pe partea practică, adică actoria este o meserie practică și atunci partea teoretică nu-mi plăcea la fel de mult ca
materiile în care trebuia să fac efectiv ceva de dans, de cântat, de mișcare, de actorie în sine. Eram mai bună la acestea practice decât la teoretice. Atunci când nu era pandemia, cam cum arăta programul tău zilnic, cum reușeai să-ți manageriezi timpul cu citit, repetiții, spectacole? Am perioade în care dacă repet și am foarte puțin timp liber, nu citesc. Nu prea citeam. Dacă repetam pentru un spectacol o lună, două de zile, se întâmpla să citesc maxim o carte sau poate nici una. În primul rând pentru că sunt destul de concentrată pe acel spectacol și ce se întâmplă acolo și atunci nu prea pot să mă relaxez și să intru așa lejer într-o poveste. Dar dacă simțeam totuși nevoia să citesc ceva, citeam ceva foarte ușor, lejer, care se citea rapid, fără să îmi forțez creierul prea mult. Iar în perioadele libere, ceea ce se întâmplă și acum, chiar dacă este pandemie, citesc mult, adică îmi folosesc timpul liber pentru citit, în mare parte. Nu mi se pare că s-a schimbat neapărat foarte mult programul meu dinainte de pandemie. Reușeam cumva să manageriez timpul destul de bine, mai ales pentru că în meseria mea, v-am mai spus, se întâmplă ca o perioadă de 2, 3, 4, 5 luni să fii foarte aglomerat, dar pe urmă sigur ai o lună, două mai liberă în care ai doar spectacole, unul pe săptămână sau depinde, la două săptămâni, trei pe săptămână, diferă foarte mult. Nu ai un program stabil și atunci trebuie să te folosești foarte bine de timpul liber pe care îl ai. Te-ai gândit vreodată să renunți la actorie? Nu, niciodată nu vreau să fac asta. Printre prietenii tăi se află cititori infocați cu care să-ți poți împărți bucuria lecturilor? Nu neapărat, adică am câțiva prieteni cu care mai povestesc despre cărți, dar cred că asta este unul dintre motivele pentru care am făcut acest canal de YouTube, să am și eu cu cine să vorbesc despre cărți mai mult, zilnic. Asta se întâmplă și pe Instagram, îmi place să vorbesc foarte mult în privat cu oamenii care îmi scriu. N-am nicio treabă, vreau să vorbesc și atunci e normal să accept și să răspund la fiecare mesaj în parte, pentru că asta am vrut să fac, o comunitate în care toți suntem prieteni și vorbim deschis unii cu alții și ne spunem părerile despre cărți. Și cumva n-am vrut să îi înnebunesc pe prietenii mei, să fiu aia care vine tot timpul și ne povestește despre cărți și ne înnebunește și ne spune ce să mai citim, ce am mai citit, ce n-am mai citit, dar să știți că îi povestesc prietenului meu toate cărțile pe care le citesc. Uite o întrebare de care m-am bucurat că am primit-o, pentru că aveam de gând să deschid acest subiect. Ce sfat ai pentru persoanele care nu reușesc să citească atât de mult din cauza dificultății de concentrare? Cum să nu ne simțim inferior dacă nu citim așa de mult, mai ales că ne place universul cărților? Aici intrăm cumva în zona de book shaming, despre care aveam de gând să vorbesc de foarte mult timp, pentru că este un subiect delicat și deranjant. Book shaming este acel moment când cineva îți spune, de exemplu, vai, n-ai citit cartea respectivă, cum să nu o citești până la vârsta asta? Cred că atitudinea e greșită. Dacă schimbi și îi spui cuiva, vai, n-ai citit, nu știu, ce carte, un clasic, wow, ai o carte minunată care te așteaptă. Adică și eu mi-aș dori să o mai pot citi încă o dată ca și cum n-am citit-o. Contează foarte mult atitudinea asta pozitivă, mai ales că în România, după cum știți, suntem, cred că, pe ultimul loc în Europa la citit. Și atunci nu poți să ajuți un om să iubească cărțile și să citească dacă tu îl faci de râs. Ba pentru că n-a citit, ba pentru că citește cărți de duzină, cum le zic alții. Eu nu cred că contează lucrul ăsta, adică n-aș putea să spun unei persoane mai bine nu citești decât să citești cărțile respective. N-aș putea să folosesc propoziția mai bine nu citești. Mi se pare că este important ca fiecare om să citească. Nu contează ce, că eu sunt de părere că acele cărți sunt niște cărți de duzină sau că ar trebui să citească clasici. Mi se pare că dacă lași un om să citească cărțile respective, care ție ți se par niște cărți proaste, e posibil ca peste ani, când, nu știu, ajunge să se sature un pic de acele cărți,
să zică, hai să văd ce a scris și Dostoievski, de exemplu. Sau, oricum, să ajungă într-o altă zonă și așa să ajungă să citească și marile cărți ale literaturii. Cineva mi-a spus la un moment dat că decât să promovezi literatură de proastă calitate, mai bine nu promovezi deloc. Cred că avem loc cu toții în această lume, să zic așa. Și cei care citesc cărți clasice, și cei care citesc fantasy, și cei care citesc thriller, și cei care citesc young adult. Adică gândiți-vă doar că sunt foarte mulți oameni, copii, adolescenți, care au început să citească datorită seriei Harry Potter. Sunt foarte mulți care blamează, vai, citești doar Harry Potter, fantasy și mai departe. Nu, nu contează. Fiecare citește ce îi face bine sufletul lui și în ce zonă se simte el mai bine, pentru că, cu siguranță, la un moment dat o să iasă din zona de confort și o să încerce și alte genuri de cărți. Cred că așa stă treaba și cu partea în care cineva nu reușește să citească foarte mult din anumite probleme, ba de concentrare, ba din cauza timpului. Și ce dacă? Important e că îți dorești și că îți faci timp pentru lectură în puținul timp liber pe care îl ai, că reușești să citești chiar dacă ai probleme de concentrare, de exemplu, dar acolo o pagină, două, credeți-mă, face diferența cu o pagină, două azi, o pagină, două mâine, ajungi departe. În primul rând, cititul în sine, chiar dacă ai probleme de concentrare, fix la asta te ajută, să reușești să te concentrezi mai bine, dar trebuie să ai răbdare, evident, pentru că nu se întâmplă peste noapte. Durează, de multe ori chiar luni, ani de zile. Nu te da bătut, citește cât poți, cât simți, cât vrei, ce vrei, când vrei, de ce vrei, în fine, ideea e să citim. Orice, doar să citim. Ăsta e crezul meu, știu că mulți au o problemă cu genul ăsta de gândire, dar eu cred în ea, o spun, o susțin. Nu mă interesează dacă alții cred că gândesc greșit, fiecare cu gândirea lui, fiecare cu gusturile lui, bucurați-vă de cărți. Atât. Fără să vă gândiți ce cred alții despre ce citiți voi. Așadar, concluzie, nu e cazul să ne simțim inferior, că citim puțin, că citim un anumit gen de carte. Simțiți-vă bine, cu voi, în pielea voastră, cu cărțile pe care le citiți. Altă întrebare, dacă n-ai fi actriță, ce altă meserie crezi că ți-ai fi ales, exceptând orice meserie care are legătură cu arta sau cărțile? Având în vedere că de mică aveam tendința asta spre artistic, nu știu ce aș alege. La un moment dat, în timp ce mă pregăteam să dau la facultate, mi s-a spus, dar totuși, un plan B ai, dacă poate nu devii actriță. Și atunci am zis că, bine, hai fie, mi-aleg un plan B, jurnalism. Dar acum, evident că nu știu dacă aș mai alege. Probabil mi-aș dori, de exemplu, să lucrez cu animalele. Nu veterinar neapărat. Mi-e și greu să văd animalele suferind, dar mi-ar plăcea să le ajut, să aibă o viață mai frumoasă. Da, deci cred că aș lucra cu animalele. Trecem la alte întrebări. Obișnuiești să duci o carte până la capăt chiar și atunci când nu îți place? Da, este o obsesie de-a mea sau un obicei, nu știu dacă e sănătos, dar le dau cumva o șansă. Am impresia că hai că poate spre final o să îmi placă sau oricum dacă am trecut de jumătate îmi zic, oricum am citit mare parte din ea, de ce să nu termin și ultimele pagini? Da, deci fac asta tot timpul. Nu-mi place să le pun înapoi în bibliotecă necitite. Câți ani ai? Am răspuns 29. De cât timp îl ai pe Jazz? L-avem de la 2 luni și acum are 2 ani și 7 luni, deci de 2 ani și 5 luni îl avem. Apropo, Jazz este cățelul, pentru cine nu știe. În medie, câte ore citești pe zi? Nu știu dacă pot să fac o medie. În ultimul timp am cam citit 100 de pagini pe zi, dar evident că se întâmplă să am zile în care nu citesc deloc și atunci recuperez în alte zile când citesc și 300 de pagini pe zi. Dar cam o oră îmi place să-mi aloc tot timpul în fiecare zi cititului. De obicei seara, înainte să mă culc. Te-ai gândit vreodată să te muți la București? Nu, nu m-am gândit. Mi se pare că dacă aș avea proiecte acolo sau ceva oferte, cred că m-aș putea descurca și de aici, de unde locuiesc acum. Nu îmi place neapărat Bucureștiul, mă agită.
pentru că am avut de gând, de fapt m-am gândit la un moment dat când am dat la facultate aici în Târgu Mureș, dacă să încerc și la București, dar atunci mi se părea și mai înfricoșător, să zic așa, Bucureștiu. Aveam nevoie de un oraș mai liniștit, pentru că eu eram foarte agitată și atunci am zis că ceva trebuie să mă calmeze și am ales Ardealul. Cum eviți monotonia? Nu știu, mă iau după instinct și dacă instinctul îmi spune, măi, te-ai plictisit, e monoton ce faci, fă o nebunie, o fac. Dar nu am o rețetă clasică de cum să eviți monotonia. Cred că oricum se întâmplă și dacă încerci tu să faci ceva neprevăzut zilnic, o să intervină monotonia și în acel neprevăzut. Știi că o să faci tot timpul alte lucruri, dar devine deja o monotonie că faci lucrul ăsta. Și cumva meseria mea, asta este unul din lucrurile care mă fac să o iubesc și mai mult, nu mă lasă să intru într-o monotonie, pentru că joc tot timpul alte roluri, repetițiile tot timpul altfel, spectacolele, și atunci cumva mă ajută și meseria pe care o am să nu intru într-o monotonie. Ai citit ceva de Alain de Botton? Da, am citit Ce se întâmplă în iubire și nu prea mi-a plăcut. Deși am citit-o acum vreo 3-4 ani, dar nu mi-a plăcut. În afară de maestrul Murakami, ce alți autori preferați ai? Am făcut și un vlog la un moment dat, acum un an aproximativ, despre autorii mei preferați. S-a mai modificat un pic acel top, dar bine, multă lume știe că printre preferații mei este Murakami, ocupă cel mai mult spațiu în biblioteca mea. José Saramago este alt scriitor preferat și care are multe cărți în biblioteca mea. A intrat în topul meu și domnul Dostoievski, cred că era inevitabil să se întâmple asta. În ultimul an, apropo, eu mă leg acum de câte cărți am în bibliotecă de la anumiți scriitori. De moment ce am mai multe cărți, înseamnă că îmi plac acei scriitori. Și în ultimul an a intrat în biblioteca mea, în forță, să zic așa, Stephen King. Nu pot să zic că e preferatul meu încă, dar pentru că nu i-am citit multe dintre cărțile cumpărate, dar ce am citit mi-a plăcut și vreau să îl descoper și să citesc mai multe cărți scrise de el. Vedeți cât de diferit, adică l-am pus pe Stephen King lângă Dostoievski. În fine, atât de haotică sunt eu în timp ce citesc, ca să evit monotonia. Apropo de acea monotonie, schimb genurile literare foarte des ca să nu mă plictisesc. Ce scriitor preferați mai am? Mai place mult Kurt Vonnegut și de la acesta am mai multe cărți în bibliotecă. Iarăși, în ultimul an a intrat cu multe cărți în bibliotecă Margaret Atwood, dar mai am încă de citit din ce mi-am cumpărat. Cine mai are multe cărți în biblioteca mea? Gabriel Garcia Marquez. În ultimul an am încercat să descoper noi scriitori. Cred că n-am mai citit nimic de Murakami, de exemplu. De un an mi-am păstrat două în bibliotecă să fie, pentru că rămân fără cărți scrise de Murakami. Domnul Murakami, vă rog frumos, mai scrieți cărți ca să nu rămân fără cărți. Uite ce vreme frumoasă de a face acest vlog pe o ploaie torențială. Citești și cărți de dezvoltare personală? Nu. Îmi place ficțiunea. Îmi place beletristica, nu vine să cumpăr, deși am cumpărat, probabil ați văzut cea despre cum să te lași de fumat, în sfârșit nefumător, s-ar încadra la dezvoltare personală și cartea lui Marcus Aurelius, Gânduri către sine însuși, dar cărți efectiv de dezvoltare personală nu cumpăr și nu citesc. Am citit doar dacă am avut nevoie de un anumit subiect. Am citit la un moment dat două cărți despre manipulare pentru că aveam nevoie pentru un spectacol. Dar nu-mi place să citesc așa de plăcere. Ai citit O viață măruntă, dacă nu trebuie neapărat? Nu am citit-o, dar mi-am cumpărat-o, vedeți, săptămâna viitoare. Îți plac scriitorii români? Care e preferatul tău? Am mai spus că, din păcate, nu am fost atras atât de mult de scriitorii români, însă în ultimul an am încercat să mai cumpăr și să mai citesc cărți scrise de români, dar încă n-am apucat să citesc destul de mult încât să mi-aleg un preferat. Dacă ai putea fi un personaj din orice carte, care ar fi acela și de ce? În fiecare carte pe care o citesc, caut personajul pe care l-aș interpreta. Așa că nu pot să aleg doar unul. Mi-au plăcut mai multe de-a lungul anilor și mi-am dorit să le interpretez la un moment dat.
Nu pot să aleg doar unul, asta e complicat când cineva te pune să alegi o singură carte, un singur scriitor, un singur personaj și mai departe. Nu pot să aleg niciodată unul. O olteancă la Mureș, cum așa? Am mai spus, m-am mutat în Târgu Mureș pentru că am dat la facultate aici, am intrat și pe urmă m-am angajat la teatru de aici și așa am rămas în Ardeal. Cu care dintre personajele cărților citite de tine te identifici cel mai mult? Sunt foarte grele întrebările astea, nu pot să-mi dau seama. Descoper cumva aproape fiecare carte pe care o citesc, sau fiecare personaj, de fapt, din cărțile care mi-au plăcut mult, ceva ce mă atinge și atunci rezonează cu mine și atunci sigur ceva din mine pare că este în acel personaj. Și cred că datorită acestui fapt, de multe ori dau un rating mai mare cărților, pentru că am impresia că ceva de acolo seamănă cu mine sau cu viața mea. Dar să mă identific cu unul anume, iarăși nu pot, îmi pare rău. Altă întrebare complicată, care este cartea ta preferată? Nu am o carte preferată, mai ales că de multe ori am o carte, să zic, sau 3-4 preferate pe un anumit gen. Și cum eu citesc toate genurile, vă dați seama ce nebunie e în topul cărților mele. Un clasic pe care l-ai recomanda oricui? Cred că, în primul rând, aș recomanda Notre Dame de Paris pentru că e cartea mea de suflet, am mai spus, care m-a făcut să iubesc cititul. O altă carte pe care, un clasic pe care l-aș recomanda, Crimă și pedepsă. Salut, sincer, sunt foarte curioasă în ce domeniu lucrezi și cam cât timp dintr-o zi, nu includem noaptea, aloci cititului. Cred că am răspuns la ambele întrebări. Sunt actriță și aloc cel puțin o oră pe zi. 2, câteodată 7. Da, depinde de programul meu zilnic. Dacă sunt liberă, stau și citesc și 5, 6, 7, 8 ore. De mică îndrăgești cititul? Nu. Am avut o problemă cu lecturile obligatorii. Cred că ele sunt cele care m-au făcut să zic așa. Nu, prefer să nu. Dar s-a întâmplat la un moment dat, târziu, aș spune eu, la 20 de ani, cred, m-am îndrăgostit de citit de plăcere, am mai spus. Deci nu, eram îndrăgostită de mică. Deci am avut o perioadă, cumva, prin școala generală, în care iubeam foarte mult bibliotecile. Aveam abonament la biblioteca din oraș, la două dintre ele, și mi se părea fascinant să mă duc acolo și să stau printre cărți, dar de citit nu citeam enorm. Am citit câteva cărți atunci, în perioada aia, și pe urmă mi-a cam trecut. Și s-a reîntors plăcerea asta câțiva ani mai târziu. Cineva m-a întrebat dacă am un job și cum fac să citesc atât de mult. Am spus, jobul îmi permite, sunt actriță, am și timp liber, am și perioade încărcate și fac cumva să am timp liber. Cel puțin povesteam cuiva până o să am copil și o să văd cum o să mă mai descurc cu timpul liber pentru citit. Ce te-a determinat să devii actriță? Nu știu. M-am spus că o să fie sincer. Am simțit o atracție spre scenă de când eram foarte mică. Adică eu îmi doream când eram mică să devin actriță, cântăreață, dansatoare, toate. Să le fac pe toate. Când părinții mei aveau invitați acasă, prieteni de-ai lor, le făceam câte un mic spectacol. Mă pregăteam, începeam, le dansam, le cântam. Făceam lucruri de genul acesta. Deci, cumva de mică am simțit că eu vreau să devin, nu știu dacă e neapărat actriță, dar din liceu, din clasa a noua, deja s-a conturat, vreau clar să devin actriță. Și sunt o fire încăpățânată. Nu mă las până nu fac ce vreau. Încă o dată, care este cartea ta preferată? Da? Care este autorul tău preferat? Haruki Murakami. Cartea preferată, iarăși nu pot să spun una. Încă o dată, care este cartea preferată? De la ce vârstă ai început să citești? Tocmai am răspuns, să citești de plăcere pe la 20 de ani. Asculți muzică în timp ce citești? Da. Dar îmi place să ascult muzică relaxantă și, în general, nu cu versuri. Și de multe ori, când într-o carte se vorbește despre o anumită melodie, în timp ce citesc, îmi pun melodia respectivă să văd în ce film mă duce și dacă mă ajută. Dar da, îmi place să fac asta.
cum reușești să citești atât de mult? Și aceasta este una dintre întrebările pe care le-am primit de foarte, foarte multe ori. Am făcut și un vlog despre cum să citești mai mult, ce am descoperit eu de-a lungul anilor, dar oricum este vorba despre exercițiu. Cu cât citești zilnic mai mult, o să ajungi să citești și mai mult și mai rapid, cred. Cu mine așa s-a întâmplat. Care este romanul clasic preferat și de ce? Iar mă repet, am trei pe același loc. Crimă și pedeapsă, Notre Dame de Paris și Maestru și Margareta sunt cele trei romane clasice de pe locul întâi până acum. Sigur o să se mai modifice acest top. De ce? Pentru că m-au făcut să le iubesc cumva de la primele pagini. Știu că Maestru și Margareta este un roman pe care nu toată lumea îl place, dar mie mi se pare wow. Am stat și l-am citit, cred că are 500 de pagini, cel puțin în varianta mea, în două zile, nu știu, n-am prea lăsat cartea aceea din mână. Și la fel s-a întâmplat și cu Crimă și pedeapsă și cu Notre Dame de Paris, care iarăși este o carte destul de grosuță și a fost prima carte pe care am citit-o în două zile. La fel, o carte de peste 500 de pagini. Și eram la început, deci... Se poate. Atunci când îți place o carte foarte mult și ai timp liber, nu o lași din mână și așa îmi dau eu seama că sunt cărți care îmi plac foarte mult. Când nu mă lasă să le las din mână, până nu văd ce se întâmplă mai departe. Câte cărți ai în bibliotecă? Acum vreo două luni, cred, le-am numărat la un moment dat, atâta timp liber am, și aveam aproximativ 500. Dar între timp am mai cumpărat. Cred că minim 50, cred că am cumpărat. Așa că să zicem vreo 500-550. Ce gen de carte îți place cel mai mult să citești? Toate genurile. Cumva cu timpul am descoperit că îmi plac mai multe genuri. Thriller n-am citit până anul trecut, de exemplu, dar a început să-mi placă foarte mult. Cum simți că te ajută cărțile? Cum le alegi? E o întrebare foarte bună. Le aleg după instinct. Și atunci când le cumpăr și atunci când aleg ce carte să citesc. Evident, în ultimul an am primit foarte multe recomandări din partea voastră și așa am descoperit cărți despre care e posibil să nu fie aflat sau să fie aflat peste ani de zile și cărți care mi-au plăcut foarte mult și am mers de multe ori și pe mâna voastră și nu am regretat deloc. Dar, în mare parte, las totul pe instinctul meu, pe sufletul meu. Ce îmi zice aia fac? Cum m-au ajutat? În primul rând, mi-au dezvoltat mult mai mult creativitatea. Cred că este unul dintre cele mai importante lucruri care s-au întâmplat cu mine datorită cititului, mai ales că aveam nevoie, având meseria pe care o am, să-mi dezvolt creativitatea, să-mi dezvolt un pic limbajul, și asta s-a întâmplat, evident, să mă descoper pe mine. Am descoperit, știu, sună ciudat, dar am descoperit prin cărți ce personalitate am eu, de fapt. O parte pe care nu știam. Un alt lucru care s-a întâmplat cu mine, și datorită cărților, dar și altor factori, m-am mai calmat, m-am liniștit, poate m-am și maturizat mai bine datorită cărților. Cred că sunt multe lucruri de povestit despre cum... M-au ajutat pe mine cărțile, la fel ca și pe voi, că sunt convinsă că cu ceva sigur ne ajută. Și mă bucur că am făcut pasul ăsta și că pasul ăsta în sensul de m-au apucat să citesc și odată. Era cazul, la 20 de ani. Cum reușești să citești atât de mult? Ai vreun secret? Iarăși, întrebarea respectivă nu e niciun secret. Am mai spus, este vorba despre exercițiu și despre a găsi cărți care să te facă să-ți dorești să citești mai mult. Zicea J.K. Rowling într-un citat de ăsta foarte cunoscut, dacă nu-ți place să citești, n-ai găsit încă cartea potrivită. Care este cartea sau cărțile, dacă ai mai multe, ce te-au emoționat cel mai mult? Eu citesc în mare parte cărți emoționante, cărți triste. Și am mai spus că nu știu de ce fac lucrul acesta. Probabil pentru a mă simți eu mai bine după ce le citesc, că trăiesc într-o lume cât de cât ok, că viața mea e ok față de altora. M-au emoționat extrem de multe cărți, dar cred că printre cele mai emoționante pentru mine au fost cărțile despre Holocaust.
în general, la acestea am plâns cel mai mult. Dar sunt multe, depinde de poveste. Dacă rezonez cumva cu povestea, dacă mă atașez de personajele respective, sufăr și plâng. Foarte multe cărți. Am citit foarte puține cărți amuzante, dar cărți triste, care m-au emoționat. Cred că 90% dintre cărțile mele din bibliotecă au făcut asta. Care este thrillerul tău preferat? Sunt așa între Cimitirul animalelor și Frumoasele adormite, ambele de Stephen King. Cred. Asta mi-a venit acum în cap. Întrebarea mea este despre jazz. Câți anișori are și cum este să îl ai drept companion de lectură? Are 2 ani și 7 luni, am mai spus. E foarte relaxant. Jazz doarme de fiecare dată când eu citesc. Îl mai apucă câteodată cheful de joacă. A auzit că vorbesc despre el și se mișcă. Este minunat. Adică eu nu mai pot să trăiesc fără un animăluț în preajma mea. Schimbă viața foarte mult. Diana Georgiana de pe Instagram întreabă cât la sută este talent și cât este muncă în profesia de actor. Ea se pregătește să dea la teatru. În primul rând, baftă, crede în visul tău și muncește pentru asta, pentru a-ți îndeplini visul. Cred că talentul contează foarte mult, dar după ce descoperi că ai acel talent, munca este mult mai importantă. Cum se poate forma o tonalitate atât de frumoasă precum a dumneavoastră când vorbiți? Oh, vă rog, eu vorbiți-mi cu tu. Mă simt bătrână când cineva îmi vorbește cu dumneavoastră. Știu că e o formulă de respect, dar credeți-mă, respectul nu vine neapărat din formulele astea cu dumneavoastră. Eu vorbeam foarte rapid, fiind din sud, din Oltenia. Când m-am mutat în Ardeal, aveam impresia că pe lângă ceilalți din jurul meu, vorbeam pe fast forward. Și am lucrat cu mine să, mult timp am încercat să vorbesc cât mai lent posibil și cumva, la un moment dat am reușit să ajung la o viteză ok, să zic așa. Care este piesa de teatru preferată? Din ce am citit sau din ce am jucat, nu știu, e o diferență. Îmi plac mare parte dintre piesele lui Chekhov. Îmi place mult Macbeth al lui Shakespeare. Și mai am foarte multe, dar să zicem acestea două. Dacă e să aleg o piesă și de Chekhov, aș alege Ivanov pentru că am jucat și mi-a plăcut foarte mult spectacolul în care am jucat și rolul meu. Îți adnotezi cărțile plus argumentare răspuns? Nu mă opresc să subliniez, să notez, să rețin. Mai fac poze din când în când unui fragment care mi se pare mie interesant, dar am impresia că mi oprește flow-ul de citit atunci când mă opresc să rețin eu o frază sau să îi pun semn și cred că nici nu-mi place să fac semne pe cărți. La început, câte cărți citeai într-o săptămână / lună? Nu știu, n-am un număr. De exemplu, când am citit Notre-Dame de Paris, v-am spus, l-am citit în 2 zile, pe urmă m-a apucat în săptămâna respectivă, cred că am mai citit o carte sau două în aceeași săptămână, pe urmă am făcut o pauză mai lungă până am mai găsit eu cărți, deci cred că citeam și o carte pe lună, să zic așa, în medie. Da, cam așa citeam la început. Pe urmă a fost 3 cărți pe lună, pe urmă, și s-au tot adunat și am ajuns la un moment dat și la o carte pe zi. Care a fost materia ta preferată la școală? Sportul. Nu mi-a plăcut niciodată matematica. M-am luptat cu materia respectivă pentru că nu o înțelegeam. La un moment dat am ajuns să am un profesor care m-a făcut să o înțeleg cât de cât și atunci mi s-a părut mai simplă, mai ușoară, dar asta a fost un an de zile, mi-a dispărut pe urmă plăcerea asta. Evident că mi-a plăcut limba și literatura română, dar nu. Am avut perioade și perioade. În 5-8, la un moment dat, am făcut limba germană ca materie și mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut că am învățat rapid germana, dar nemai vorbind, am cam uitat-o. Mi-a plăcut desen.
nu știu să pictez deloc, dar mi-a plăcut materia. Orice era un pic mai practic. Ce te-a făcut să intri în acest domeniu online? Sincer, prietenul meu. Eu sunt o fire mai... nu știu dacă pesimistă neapărat, dar... Sunt așa, destul de... N-are cum să meargă. Fac eu, fac o groază de alte persoane în lucrul ăsta și de ce să mă urmărească lumea pe mine. Prietenul meu mi-a propus să facem audiobook la început și eu am zis, bine, dar cine o să le asculte? La un moment dat el a zis, hai să facem vloguri. Cred că la fel am avut reacția, facem vloguri. Îmi plăcea ideea, dar nu aveam încredere în mine, în primul rând. O carte care te face să plângi. Alege una. O carte care te face să plângi. Lista lui Schindler. Mai sunt multe altele, dar asta mi-a venit mie acum în cap. O carte care te introduce într-un univers al librăriilor vechi londoneze. Nu știu, dar dacă știți voi sau aflați, vă rog să-mi spuneți și mie. O carte care îți vindecă rănile sufletului. Eu fac asta cu fiecare carte pe care o citesc. De aceea mă și bazez pe instinct și pe ce are nevoie sufletul meu în momentul respectiv să citesc, ca să mă ajute să trec peste o stare anume. Mie mi se pare că fiecare carte pe care o citesc este terapie. Deci trebuie doar să aleg una din bibliotecă și să citesc. O carte pe care o poți lua în vacanță la Paris. După ce o să merg la Paris, promit că o să vă spun ce carte am luat cu mine, pentru că încă nu am vizitat Franța. Deloc. O carte de memorii, jurnal foarte intim. Mie mi-a plăcut. Ce-mi vine în minte acum, prima dată, este jurnalul Anne Frank. Dar iar și subiectul care pe mine mă emoționează și mă atinge, Holocaustul. Care sunt momentele cele mai bune din zi să citești o carte și care nu sunt? Pentru fiecare om e diferit, evident. Pentru mine, cel mai productiv, să zic așa, moment al zilei este seara. După ce se întunecă, în general. Sunt o pasăre de noapte. Ce ai citit de la Charles Bukowski? Am citit Factotum, Hollywood, Femei, șuncă pe pâine. Câte pagini a avut cea mai lungă carte pe care ai citit-o? Cred că cea mai lungă, de fapt, este o serie de 3 cărți. Te refer la una singură? Pentru că mi se pare de multe ori foarte incomod o carte cu multe pagini. Mi se pare mai normal și mai logic să o împarți în mai multe volume decât să ții dita mai cărămidă în mână și să-ți obosească mâinile. Am citit, cred că e cea mai lungă, Murakami 1Q84, care în 3 volume are 1000 și ceva de pagini. Dar... cum se numește? Frumoasele adormite are 800 și ceva spre 900 o singură carte, dacă ne referim doar la o carte, nu la o serie de cărți. Ce cărți ne recomanzi nouă băieților? Cărți care ne-ar fi de mare ajutor în orice. Iarăși depinde de gustul fiecărui bărbat. Uite, Charles Bukowski, că tot am vorbit despre el înainte, cred că este o carte care... cred că este un autor care are cărți mai potrivite pentru bărbați, având în vedere limbajul pe care îl folosește și viața pe care a avut-o sau o are... descrisă în cărțile lui. Cărțile mai dure, să zic așa, am observat că prind mai bine bărbaților, cele, nu știu, cu povești din închisori, cu... Apropo, încă o carte care e cumva mult pentru bărbați, pentru că o înțeleg mai bine, este Fight Club, a lui Chuck Palahniuk. Probabil ați văzut filmul, este destul de cunoscut, dar sunt multe. Mă refeream la, de exemplu, când am spus despre închisoare, mie mi-a venit în cap Chang'e a lui James Clavell, dar o pot citi lejer și femeile. Cum ți-a venit inspirația să creezi canalul Ascult și Citesc? Inspirația mi-a venit de la prietenul meu care a avut această idee. Și pe urmă am lucrat împreună, cred că puțină lume știe asta despre mine, că nu am acest canal de YouTube doar eu singură și cumva am foarte mult noroc pentru că eu mă ocup efectiv doar de content, de conținut, dar partea tehnică, editat și tot ce este nevoie pentru un canal de YouTube, habar n-am, nu știu
efectiv nici cum se postează un video, totul se întâmplă datorită lui Vlad, prietenul meu. Așadar, ideea a pornit de la el și pe urmă am lucrat împreună și am ajuns aici. Ce te-a făcut să creezi aceste conturi? După ce s-a întâmplat să creăm contul de YouTube, am simțit nevoia să fac și un cont de Instagram, pentru că eram mai stăpână pe situație pe Instagram, având de mult timp contul meu personal, dar nu am prea postat la început. M-am focusat mult pe contul de YouTube și la un moment dat, după 3-4 luni după ce creasem contul, am zis hai să postez și aici, că poate lumea vrea să vadă și ceea ce postez eu acolo, nu doar în vloguri, pentru că prin YouTube, da, vedeți vloguri și audiobooks, dar cred că pe Instagram e un pic mai personal, pentru că și mă puteți descoperi mai bine, pentru că mai postez și lucruri din viața mea sau, în primul rând, sunt lucruri actuale, la modul acum a postat, deci acum face lucrul acesta. Da. Review la Ana Karenina. Când? Când o să-mi fac curaj să o citesc? Încă nu. Deși în teatru se folosește foarte mult acest personaj, Ana Karenina, și știu, din păcate, cum se termină cartea, dar e evident că îmi doresc foarte mult să o citesc, dar încă n-am simțit că e momentul ei acum. Dar o țin pregătit aici, în bibliotecă. Probabil, la următorul maraton o să-mi propun să citesc doar Ana Karenina. E tot maratonul. Maraton Ana Karenina o să fie. Ce tip de elev ai fost, dar student? Conștiincios sau rebel? Am fost și n-am fost prea conștiincioasă, pentru că, de exemplu, în liceu știam că eu nu am nevoie de media generală pentru admiterea la facultate, nu conta deloc. Și atunci am spus că n-am nevoie să am 10 pe linie și nu eram oricum atât de silitoare. Am fost destul de cuminte, n-am chiulit decât o dată în viața mea sau de două ori. Pentru că oricum lipseam din liceu, deja lipseam mult de la ore, pentru că repetam la teatru. Și atunci, de ce să mai chiulesc? Pentru că trebuia oricum să recuperez un pic și să fiu la zi cu ceea ce se întâmplă și la clasă, ca să trec clasa. În facultate n-am fost nici acolo rebelă. Deși m-am mai certat cu profesorii când eram destul de, și sunt încă, impulsivă și când simțeam și simt și acum că ceva nu e corect, n-am cum să tac și atunci ceea ce iese din mine iese cu furie, pentru că sunt impulsivă. Dar am avut în general note ok. În facultate cred că am avut aproape în toate semestrele bursă, dar pentru că nu am simțit că am stat și am învățat și am tocit și stăteam cu cărțile în față. Pur și simplu era sesiune și, în general, învățam pentru examenele teoretice pe ultima sută de metri. Ceea ce nu-i bine, pentru că nu prea rămâi cu multă informație dacă faci asta. Ai de gând să-l citești pe Dan Brown? Am avut de gând la un moment dat să cumpăr Codul lui Da Vinci. De câteva ori am primit recomandarea să-i citesc cărțile, dar încă nu am simțit că e momentul. Dar nu spun nu, cu siguranță o să ajung și la el la un moment dat. Ce te-a făcut să te apuci de YouTube? Plictiseala. Am zis să mă arunc în gura lupului, pentru că asta se întâmplă de fapt în online. Te arunci așa cu capul înainte și aștepți criticile. Dar am avut noroc de oameni drăguți și m-ați acceptat destul de repede și m-ați lăsat să mă dezvolt, pentru că am încercat și asta încerc încă și acum. N-am spus niciodată că ceea ce fac eu e tare. Nu, am încercat să mă dezvolt cu timpul. Sunt convinsă că peste ani de zile o să râd de ce prostii am scos pe gură despre anumite cărți acum. Dar asta sunt eu acum și am încercat să fiu cât mai naturală și mai sinceră. Dar ce m-a făcut să mă apuc de YouTube? Nu știu, intuiția și nevoia de a face ceva și de a găsi prieteni cu care să vorbesc despre cărți. Cred că asta a fost cel mai important.
Ai vrea să faci o colaborare cu alți booktuberi, precum 4 fără un sfert sau Irina Citește? Da, normal că mi-ar face plăcere. Eu, în general, sunt o persoană care, atunci când lucrez într-un anumit domeniu, îmi place să mă înțeleg foarte bine cu persoanele care sunt în acel domeniu. La fel se întâmplă și cu partea de actorie. Am impresia că dacă nu mă înțeleg bine cu actorii cu care lucrez, în general, nu o să iasă treaba bine. Cred că la fel ar trebui să fie și în online, să fim o comunitate, chiar dacă facem același lucru, pentru că până la urmă asta încercăm cu toții, să aducem pasiunea pentru citit și pentru alți oameni. Și atunci este normal să îmi doresc să lucrez cu oameni care fac același lucru. Care a fost catalizatorul care te-a făcut să începi să citești? În primul rând, am simțit nevoia să citesc mai mult datorită meseriei, pentru că eram nevoită să știu lucruri și lucru clar, concret, cartea concretă, cred că e a 10-a oară în acest vlog când mă spun, a fost Notre Dame de Paris, pentru că eram și într-o stare destul de proastă, sufletească. Era o perioadă în care stăteam mult în casă, singură, deprimată un pic și am zis, aveam cărți prin casă, că, na, e normal să ai niște cărți prin casă și am zis, băi, da, mă simt destul de așa, prost. Și am luat-o și am citit-o și am zis, wow! A fost pur și simplu cumva pentru mine un prieten de care aveam nevoie în perioada respectivă. Și am emoționat. Și m-a ajutat să trec peste perioada respectivă și să mă facă să găsesc cumva alinare în cărți. Cred. Asta s-a întâmplat, da. Da, mulțumim pentru complimentele pentru Jazz. Da, chiar este adorabil. Asta o spun eu pentru că e cățelul meu. Da, e adorabil. Top 5 cărți pe care nu le-ai putut lăsa din mână. N-am lăsat de mână, de exemplu, Splendida cetate a celor 1000 de sori. Trebuie să mă uit un pic în bibliotecă, pentru că nu îmi vin așa rapid în minte. N-am lăsat din mână 1Q84 al lui Murakami, 3 volume. Le-am citit așa, cu noaptea, dimineața, oricând. Pădurea norvegiană, multe cărți ale Murakami nu prea le-am lăsat din mână. Kafka pe malul mării. Mai recent, deci am citit mai recent Flor pentru Algernon, iarăși am citit fără să fac pauze mari. Ultima din această lună, despre care n-am vorbit încă, dar o să fac review la cărțile citite în aprilie, a fost Fata cu fragi, de Elisa Strome. Și au fost foarte multe, care nu m-au lăsat să le țin în mână și pentru asta încă sunt aici și încă citesc atât de mult, pentru că sunt multe cărți care m-au făcut să nu le las în mână. Câți ani ai, ești căsătorită? Care e genul de cărți preferate? 29, nu sunt căsătorită și am multe genuri preferate. Poate ați observat din ce citesc, că în general ba citesc un clasic, ba un thriller, ba un fantasy, ba un romans, ba de toate. Să fie. O șaorma cu de toate. Care e cea mai îndrăgită carte din bibliotecă? Toate. They are my babies. Și nu poți să-ți alegi copiii preferați. Cea mai scumpă carte? Cea mai scumpă. Nu știu exact care e cea mai scumpă, pentru că le-am cam uitat prețul. Posibil să fie ediția aniversară a lui Frankenstein. Dar n-am dat exagerat de mult nici pe aceea, a fost 50-60 de lei atunci. Acum este mult mai ieftină. Cam 60 de lei cred că a fost prețul maxim pe care l-am dat eu pe o carte, pentru că am încercat să le cumpăr la reducere. Câți bani cheltui lunar pentru cărți? În ultimul an cred că am cheltuit 500 de lei pe lună. În medie. Posibil să fie luni în care am plătit, nu știu, 300, dar luni în care poate am depășit 500. În fine, aproximativ. Încotro vrei să se îndrepte canalul tău? Unde vrea el? Nu vreau să forțez nimic. Vreau să fac și fac asta de plăcere și doar atunci când simt. Deci, vreau să fie o chestie relaxată. Nu m-am gândit unde o să ajungă, pentru că atunci când am început nu aveam așteptări deloc.
așadar, fie ce-o fi. Ziua mea de naștere, 23 februarie 1992. Ce cărți pentru copii must read ai recomanda? 8-14 ani. Mă blochez de fiecare dată când cineva îmi spune să recomand cărți pentru copii. Pentru că atunci când recomand niște cărți, eu mă gândesc ce aș fi citit eu atunci. Și cum eu nu eram o mare cititoare, habar n-am. Dar cred că cea mai recomandată și a mai plăcută de toți copiii de această vârstă este seria Harry Potter, pe care eu n-am citit-o, dar aștept să fac 30 de ani și să citesc și eu Harry Potter. Cărțile n-au vârstă, e un alt crez de-al meu. Cărțile pot fi citite la orice vârstă. Doar dacă nu suntem prea tineri și cărțile au un limbaj licențios, violență, scene de nuditate. Care este editura ta preferată? Am descoperit de curând că îmi place cumva cum se ocupă de cărți editura Art. Deși eu am foarte multe cărți de la editura Polyrom, dar asta pentru că ei au cele mai multe cărți. De exemplu, Murakami și Saramago doar la editura Polyrom găsesc. Dar editura Art are cărți, unele cărți mai speciale și unele, de fapt, o mare parte din ce am eu de la editura Art, se simte că au pus acolo mai multă calitate în pagini, în copertă. Cred că de aceea îmi plac mai mult. Ai citit cărți de Lev Tolstoi? Da. Ce părere ai despre recititul cărților? Cred că dacă simți că vrei să recitești o carte, este normal să faci lucrul acesta. Eu încă n-am... Am recitit Pădurea Norvegiană pentru că a trebuit să o recitesc, dar îmi doresc foarte mult la un moment dat să recitesc cărțile, unele dintre cărțile pe care le-am citit. Cred că spune multe despre tine ca cititor ce cărți alegi să recitești. Dar încă am atât de multe cărți pe care vreau să le citesc încât n-am ajuns și la cele pe care o să le recitesc. Dar am deja o listă formată. E normal să recitești cărțile care ți-au plăcut foarte mult. E foarte normal. Ce părere ai despre evoluția literaturii? Crezi că se află pe mâini bune? Aici iar este un subiect la care am vrut să ajung. Ce bine că am nimerit întrebarea. Pentru că am văzut la anumite persoane că citesc doar clasici și atât. Eu cred că trebuie să le dăm o șansă și scriitorilor contemporani. Altfel o să piară literatura și rămânem doar la cărțile scrise acum mulți ani și atât. Dar trebuie să evolueze într-un fel literatura și e normal să se întâmple asta și atunci e logic să citim și să cumpărăm și cărți scrise de autori contemporani, pentru că peste ani de zile ei o să fie clasicii viitoarelor generații. Și atunci știți cum e și cu cei clasici. Pe vremea lor, mulți dintre ei nu prea erau acceptați și nu erau considerați scriitori buni. Da, noi acum îi considerăm, wow, maestrii literaturii. Dar asta se poate întâmpla și cu cei contemporani în care noi nu avem încredere și ni se pare că nu se mai scrie literatură ca pe vremuri. Păi e normal, fiecare domeniu trebuie să evolueze. Nu mai putem să scriem acum cum se scria în 1800. E absolut normal. Deci da, cred că este pe mâini bune. Cum e viața cu jazz? Minunată. Cum mi-am dat seama că vreau să dau la teatru? Cred că am răspuns. Așa am simțit. Cum îți vezi viitorul în zona booktube-ului? Și de ce asta și nu fashion, de exemplu? Pentru că nu mă pricep la fashion. Dacă m-aș fi priceput la fashion, aș fi făcut. Dar sunt o groază de fete care fac deja lucrul acesta, încât nu mai e nevoie și de mine în zona aceea, mai ales că nu știu. Eu mă îmbrac după cum simt, la fel ca și cărțile. Nu mă interesează că nu mai e la modă. Mie îmi place lucrul acesta, mă îmbrac în el. De ce booktube? Pentru că e pasiunea mea cea mai mare, cititul. Și era normal să aleg ceva de care să mă bucur și eu. Și nu pentru că mă pricep foarte bine la cărți, chiar deloc. Am spus, am încercat prin acest canal de YouTube să vorbesc sincer, normal, fără prea multe cuvinte sofisticate, să vorbesc
pur și simplu așa cum aș vorbi cu un prieten despre cărțile pe care le citesc eu și voi despre cărțile pe care le citiți, îmi povestiți mie. Deci, mi-am ales zona de BookTube pentru că ador cărțile. Cred că am terminat întrebările. E posibil să fi uitat, să fi sărit peste una, să fi avut întrebări în privat pe care nu le găsesc acum. Spuneți-mi, vă rog, și o să răspund pe Instagram la ce am uitat acum sau ce am sărit din greșeală. Acesta a fost Q&A-ul, primul din viața mea. Sper că ați reușit să mă cunoașteți mai bine. Asta am încercat, să fiu sinceră cu voi și să vă povestesc un pic lucruri pe care n-am apucat să le spun. A fost un an frumos pentru mine. Am descoperit multe lucruri frumoase, pe lângă cărți, recomandările din partea voastră. Cred că un canal de YouTube te poate ajuta mult. Nu știu, bine, pe mine m-a ajutat și să vorbesc, de exemplu, mai ușor în fața oamenilor. Chiar dacă aveți impresia că un actor poate asta lejer, nu. Eu, prin actorie, cumva am scăpat de o parte din timiditate, ceea ce e foarte bine, eram foarte timidă, dar încă sunt și acum, în prezența oamenilor necunoscuți, sunt foarte tăcută. Acesta a fost vlogul aniversar Q&A-ul, vă aștept pentru giveaway pe Instagram, găsiți link-uri în descrierea acestui video. Vă mulțumesc foarte mult pentru că m-a susținut un an de zile și sper să rămâneți cu mine în continuare mulți ani de acum încolo. Lecturi frumoase, spor la citit și o primăvară frumoasă. Și mulțumesc mult!